Ciao, bună ziua, bine ați revenit la Cooking in Stilettos. Astăzi avem o rețetă franțuzească. Avem la famosa quiche. Quiche care la gătim împreună io cu chef Titanio. Să la facem mai rapide și mai gustosa. Așa că la quiche care gătim astăzi avem nevoie de pentru coca, faina, unt, apa. Atâta, foarte simplu. Pentru umplutura, clasico, smentena, oa, cașcaval, parmezan și bacon. Hai să ne apucăm. Așa și se va arată cu de simplu. Asta se facem o coca de quiche cu chef Titanio. Avem 400 de grame de faina, 200 de unte și apa. Gata, începem încet, tasa mică, 400 de farina, 200 de unte, 200 de apa, 3 minuti di chef Titanio și avem coca della quiche făcută. Opa, e gata, e gata. La dăm un puțin în farina și gata. Ați văzut ce coca frumoasă și rapidă? Cum facem să nu se lipeste quiche? Punem un puțin de unte, așa. Exact, mai punem un pic de faină. Gata, facem exact ca la pasta. Începem de cel mai maricel. Dacă ne grăbim, lo dăm un pic mai tare. Opa! Și... e gata coca. Opa! Acum, punem oa. Dacă la faceți în ala de la tort, în formă de la tort, puneți cam 5-6 oa. Pun un pic de cașcaval, așa. Pun o bacon. Așa, pun un pic de smântână. Sare. Piper. Amestecăm. Și avem quiche. Și iar o rețetă foarte, foarte simplă. Și le punem la cuptor, la 200, cam 20 de minute. Opa, ați văzut ce ușor, e? Le mai punem un pic de parmezan. Și le punem la cuptor. Și asta este rețeta noastră de astăzi, quiche cu bacon, cașcaval și parmezan gratinate la cuptor împreună cu chef Titanio. Vă urez poftă bună!